înainte de 6200 BC calibrat, cum să vă spun, sunt situații in situ la care nimeni nu s-a așteptat în Europa. În această încăpere intrau doar cei inițiați și care urmau să fie inițiați, fiind cel mai vechi altar sanctuar din Europa și din lume din epoca neolitică. The background to the Lady of Tartaria is 35,000 years old. Crăciunul este unul din zeii fundamentali ai mitologiei române. A fost pe cale să asimileze chiar nașterea Domnului. Este practic cea mai importantă civilizație preistorică europeană. Și în Grecia vine, nu? Mitul Lânii de Aur, de unde? Tot de gură Dunări, etc., undeva, de ce? Păi Grecia unde era? Într-o climă net diferențiată de cea de aici. Și aici curge laptele și mierea, nu? Cum spun antici, aurul, etc., nu? We have proofs, really, that there was influence of the Goethe and Getic religion and ideas on the ideas of the Celts and the Germans. Păi nu glumeam când spuneam sarma ale baniței, acolo continuitate. Alea erau niște semne de rafinament social deja foarte înaintat față de calușul sulița de mână și tu nici nu știi ce e la metal. De fapt, ce era mama care cu copilul în braț? Era divinitatea care are grijă de copiii ei. Numai că noi nu luăm pildele să ne ducem înapoi în timp că ne temem de ele. In our secret idea of a tablet is that to generate a sort of hero, a heroine, because it is not just your child, it is also the child of the moon. În munții Buzăului s-a născut a doua sarmisegetuză regie, a doua zonă sacră, care impresionează de-a lungul vremurilor. Poporul român s-a născut, că știm, limba română s-a născut, nu s-a născut nimic, domnule, acolo era continuitate. Când vrei să transmiți ceva, dar vrei să ții secretul, te exprimi foarte fin în incizie. Pentru că văzut cu mărire de 3 ori, iată ce este aici. Și cât credința și superstiția este mai mare, cu atât în spatele ei se ascunde o taină mai mare. Se spune că timpul a fost creat de oameni pentru a cântări valoarea faptelor lor. Când faptele erau mărețe, timpul își încetinea curgerea, iar oamenii cunoșteau veșnicia. Timpul a devenit astfel un zeu, pe care doar cei aleși au învățat cum să-l onoreze. Iar el, timpul, a păstrat faptele oamenilor ca pe o taină. O taină a nemuririi. Noi, prin civilizație, vreau să vă spun că suntem chiar superiori multora din jurul nostru de aici. Și de-aia e așa de conservatoare civilizația de la noi. Este un semn de superioritate, nu de stare inferioară. Nici într-un caz. Dar noi nu putem să ne acomodăm la concertul ăsta a veniților de acum 2 milenii, de un mileniu jumate, de un mileniu. Pentru că ăștia absorb. Deci toți cei care sunt în migrație ajung cu un scop mitic în locul în care ajung. Caută ceva. De aceea, în diverse epoci, ceea ce se petrece în Transilvania, se petrece în Balcani, se petrece spre est până în civilizația Cucuteni, se petrece spre vest până în civilizația Bandcherami. The first ideas of the paradise were created and were connected with the Goethe. Cei care au primit nemurirea la finalul inițierii lor au dat naștere unei legende universale și unei religii unice. The idea of the immortality of the soul
was introduced to early Christianity from here, from the Balkans, and maybe even from these lands, because we have one of the most interesting parallels between the architecture of the Ghete and the architecture in Alexandria and Palestine. Mergem până la, să zicem, 8.000 de ani înaintea noastră, cam cu siguranță. Adică de atunci putem vorbi de, de continuitate, măcar parțială, dar importantă, pe teritoriul ăsta. Pe malul râului Timiș, o comunitate umană surprinzător de avansată pentru perioada Neoliticului, își onora simbolurile sacre și divinitatea supremă într-un sanctuar, devenit acum cel mai vechi lăcaș de cult din Europa. La Parța, în România, vedem un început de legendă universală. Aici, în această zonă, ne aflăm în partea centrală a stațiunii de la Parța. În spatele meu este sanctuarul, iar la 125 de metri este cealaltă margine a așezării. Credem că este o așezare proto-urbană. Un târg medieval este cu mult inferior față de un asemenea centru economic, religios, social, militar. Mai există mai târziu, aproape cu un mileniu, asemenea construcții cu etaj, în răsăritul arii investită a civilizației cultura cucuteni, în care avem și modele de sanctuare cu unul sau două etaje, cu construcții pe piloni, cum erau unele din încăperile de la Parța. Încărcat de simboluri, sanctuarul de la Parța este un punct de început în descifrarea și înțelegerea semnelor sacre, a miturilor și ritualurilor care au dăinuit până în zilele noastre. Toată această moștenire a fost primită și transmisă mai departe prin inițiere. Aici, în această încăpere, în templu, în sanctuarul de la Parța, intrau doar inițiații. Este unul dintre cele mai vechi monumente de arhitectură religioasă neolitică din Europa și din lume. El se datează în mileniul 6 înaintea erei noastre. Cu o arhitectură monumentală impresionantă și ritualuri deja stabilite, sanctuarul nu putea să apară fără o precedență cultică. Este caracteristică unei societăți cu vechi tradiții care și-a permis construirea, întreținerea și apărarea unui astfel de loc sacru, dar mai ales și-a permis transmiterea informațiilor către generațiile următoare. În momentul în care a avut în teritoriul ăsta populație dominant agricolă, a existat și un boom demic sau demografic, pentru că agricultura a permis comunității să aibă mai mulți copii decât puteau să aibă vânătorii și pescari. Și în momentul în care s-a trecut masiv la agricultură în Anatolia și în Europa de Sud-Est, în primul rând, s-a trecut și la așezări stabile. Primul lucru își fac sanctuarele. Orice om, când își face o casă, o consacră. Da? Ați văzut că sunt obiceiuri. La fundație se pune ceva. Indiferent că mai ținem sau nu minte de ce facem asta, dar o facem. Și când o încheie casa, își pune o cruce, își pune o semilună. E la bun început, sub semnul sacrului, până la capăt, sub semnul sacrului. I-am numit așa la început sanctuar, dar în ultima vreme vorbesc, este vorba de un templu, pentru că doar în templele grecești avem statui monumentale și mai apoi în cele romane și mai târziu. Marile comunități umane de la Parța depindeau de agricultură. Alegerea celui mai fertil teren, a locului de așezare, era o alegere vitală, iar cine făcea acest lucru se baza pe cunoștințe exacte. Existența pământului roditor a dus la personificarea a tot ce era viu în natură ca semn de mulțumire pentru existența de fiecare zi. Dacă vă uitați în exemple etnografice, vedeți că accesul se face doar între teritorii. Da? E sacru până aici pentru o comunitate, e sacru până aici pentru... Ăștia au trebuit să-și facă o gogoloașă, un nou loc protejat, între alte locuri protejate. Tocmai de-aia și-au construit sanctuar. Un loc de ăsta total nou este, așa, dacă ați închipui, să zicem, Oltenia, dar nu toată, sud-vestul Transilvaniei, Mureșul care merge pe așa și... La nord de Cluj este cea mai, la Gurabaciu este cea mai nordică stațiune a Neoliticului vechi din Europa.
Și toate astea merg pe ognele de sare. Ogna Sibiului, ogna Târzii, ogna Mureș, ogna... Europa nu duce lipsă de sare, dar cea mai mare concentrare acestui aur la noi era pe toate noi. Dar era un transport al țării. Din Carpați, cu plutele, pe Samar, era dusă sarea de jur împrejur, mai ales în lungul drumurilor pastorale. Zonele sanifere erau și zone fertile ale lumii. Deci, și din acest punct de vedere, spațiul acesta Carpatul nu putea să rămâne vreodată pustiu. Personificarea a tot ce înconjoară universul vizibil și nu numai, a respectului reciproc ce implică o astfel de relație vitală pentru societatea de la Parța, a dus la crearea primei forme de religie cunoscută în lume, o religie universală. Marele sanctuar și statuia monumentală o reprezintă pe Marea Mamă, Marea Preoteasă, reprezentat în acest cuplu între femeie și taur. După idealul de frumusețe al divinității adorate și perfecțiunea acestei divinități, s-au clădit în Europa și în România, în spațiul Carpato-Dunărea, s-au clădit două lumi distincte. Una neolitică, geomorfă, care avea ca ideal de perfecțiune, de frumusețe a divinității adorate, oul și pasărea. Și altă lume, o lume antropomorfă, indo-europeană și creștină, care a avut model de perfecțiune, divinitatea cu chip de om. Începând din cultura Starceu-Criști, din neoliticul timpuriu și până în cultura cucuteni, este reprezentată doar Marea Mamă. Începând din cultura cucuteni, unde avem reprezentată Marea Mamă și taur în altarul de la Trușești cu coarne încă, apare și bărbatul. Atributul suprem al divinității era actul de creație. Încercarea de personificare a fertilității nu putea să poarte decât chip de femeie. Marile preotese de la Parța, pentru a oficia cultul devenit ulterior secret, au raportat bioritmul uman la un element ceresc stabil, luna. Iar pentru acest lucru era nevoie de cunoștințe exacte, era nevoie de inițiere. Cercetările care le-am făcut pentru Atlasul Etnografic Român au dovedit că, de fapt, principalul agent spiritual al satului este femeia. Este purtătoarea celor mai multor taine. Femeia în vârstă este foarte importantă în cadrul comunităților tradiționale. Este cea care îi educă pe cei mici, este cea care are grijă de casă, este cea care transmite învățăturile mai departe. Mitologia aceasta este transmisă de-a lungul a 5.000 de ani cel puțin. Este probabil una dintre cele mai longevive religii de pe acest pământ. Pe teritoriul României, credința în zeița mumă e atât de puternică, încât multe elemente din cultul ei au fost trecut pe seama Maicii Domnului, Fecioarei Maria. Da, cu siguranță exista o zeitate feminină, pentru că deja avem statuetele antropomorfe aflate în locuri special amenajate din interiorul locuințelor lor. Deja avem altare sau acele sanctuare, fie că erau miniaturale în interiorul caselor, fie că erau marile sanctuare sau clădiri cu rol sacru din interiorul așezărilor, acele temple de la Parța. Da, cu siguranță își aveau spiritualitatea axată pe un model feminin. Ceea ce cunoaștem este că există câteva milioane de figurine, statuete. Nu cred că a fost posibil până în momentul de față o numărare a lor. Nu cred că este posibil, pentru că în fiecare așezare, în fiecare comunitate, avem zeci de astfel de figurine fragmentate. În marea lor majoritate, foarte rar găsim statuete întregi. Însă, din acest lot impresionant, peste 90% sunt femei. What we can see in Romania from the lineage of the priestess of Tartaria is that, unlike in the West, in the Greek Orthodox Church, women can serve, women can be, they're called priests, but they are priestesses. Women administer to their community in the same way that probably the Lady of Tartaria did. And this is very unique and fantastic that this can be the case. Cultul în acest sanctuar era oficiat de către preotese,
De unde știm acest lucru? La Baltasarat am găsit o casă în care cultul se leagă de cereale. 6 râșnițe sunt puse după moartea preotesei cu fața în jos, iar casa este incendiată și distrusă și împinsă. Dar de unde știm că era preoteasă? Este că la ridicarea construcției acestei preotese avea 7 râșnițe. Iată, 7 la ridicarea construcției, 7. Deci e vorba de cele 7 colegi ale ei preotese care vin și îi depun râșnițele, dovadă că încetează activitatea cultică a ei și a râșnitului. Zeița Mumă era legat de echinocțiul de primăvară. Pe stil vechi, echinocțiul de primăvară pică pe 9 martie, unde se celebra Zeița Mumă neolitică creștine, au suprapus mucenița Evdochia, care a devenit în folclorul românesc Baba Dochia. Baba Dochia este moartea și renașterea timpului anului agrar. Cu ea începe, deci moare Dochia, de se naște pruncul Dochia. Și după ea urmează o întreagă generație de reprezentări mitice feminine, zeițe fecioară. Sunt zinele, lăzărițele, floriile, chiar și ielele. Locul unde se desfășura actul cunoașterii și forma de prezentare era probabil cel mai important lucru într-o inițiere. Sanctuarul de la Parța conține toate simbolurile unei religii deja formate, cu ritualuri bine definite, inclusiv data celebrării Marii Zeițe Mamă. Comunitatea de la Parța, ca de altfel și cele din Neolitic, erau comunități profunde religioase. Până n-am descoperit sanctuarul de la Parța, n-am putut să interpretăm alte descoperiri. Acolo era un tron monumental. În fața tronului era un cuptor. Pe tronul ăla era cine era? Reprezentanta divinității, care era marea preoteasă din acel sanctuar. Pe masa, pe banca din vecinătatea ei, erau 21 de idoli. Iată, aceiași 21 de idoli de 3 ori câte 7 se repetă la 120 de kilometri cu 21 de statuiere, cu 13 tronuri, cu grade diferite. În plus, la poduri, avem și un copil înfășat. Și asta ne-a dat posibilitatea să interpreteze că această aranjare de 7-7-7 reprezintă ciclul feminin. Este un început de religie ordonată. Templul de la Parța asta ne arată, în primul rând, faptul că există niște reguli. Reguli de comportament și reguli de desfășurare. Există inventar pentru asta și există imaginea zeului, imaginea supremă a zeului. Spirituality underlying the symbols and even the desire to make symbols goes back tens of thousands of years, probably the Upper Paleolithic, because that's when symbols begin to be made on cave walls, for example. All of a sudden, there's a huge spiritual and artistic awakening with the arrival in Europe of Homo sapiens sapiens during the Yorick Nation, which is about 40,000 years ago. Încărcate de semnificații, simbolurile neoliticului și-au găsit locul într-o lume bazată pe lucruri practice și utilizabile. Acesta este secretul rezistenței în timp a simbolurilor care și astăzi și-au păstrat neschimbată semnificația aici, în România. Panteonul greco-roman a fost scris, pictat, sculptat, a circulat în toată lumea. Da, în el nu mai crede nimeni, nu mai credeau din antichitate grecii și romanii în el. Pe când în panteonul român, în reprezentările mitice românești, oamenii cred și astăzi. X-ul îl regăsesc la Parța, de exemplu, pe o figură în relief, este redat corpul uman și este redat capul cu triunghi. Dar nu mai este desenat triunghiul de asta dată cu incizi. Pe un fund de vas avem o figură umană stilizată din X. În loc de brațe are V-uri, în loc de cap are un V deschis. Acel V deschis este legătura între divinitate și ființa umană, corp. X-ul acesta continuă în timp și continuă, de exemplu, până la crucea Sfântului Andrei.
Vechile simboluri și semne devenite în timp mituri și legende au fost preluate la constituirea și impunerea noilor religii, deși uneori le-a fost schimbată semnificația și menirea reală. Păstrarea adevăratului sens s-a făcut doar prin inițierile în locurile unde ele s-au săvârșit mii de ani. We say crypto science used in a small community of initiated, possibly women, initiated women. The idea was to channel a secret esoteric message. Să vă dau cel mai bun exemplu pornind de la tablița de la Tărtăria. Sunt două linii care împart, una orizontală și una verticală. Cea orizontală separa lumea de sus și lumea subterană. Cea verticală împărțea anul în două, perioada caldă și perioada rece. Împreună, într-un cerc, reprezentau lumea. Cunoștințele preoteselor de la Tărtăria, locul unde s-a descoperit cea mai veche scriere din lume, ascund în simbolurile ce o compun încă multe secrete nespuse. Tărtăria pare a fi sit sacru, pentru că sunt sute de statuete, dar de mărime mare. De obicei, statuetele sunt de 10-15 cm, cele folosite în altarele casnice, da? Adică la locuință. E la Tărtăria, majoritatea au peste 20 de centimetri. Deja, vedeți că și înălțimea contează. Aceste obiecte mari de cult erau nearse, pentru că reprezintă lutul, cum se spune și în Biblie, din lut venim și în lut ne întoarcem. Dar expresia pleacă de la faptul că omul l-a făcut pe Dumnezeu după chipul și asemănarea lui. De fapt, pleacă de la faptul că în neolitic și chiar înainte își creează idolii după figura umană, dar aceștia au o mască, pentru că nu cunosc fața. Lutul este atributul omului, piatra a divinității. Ritualurile sacre, inițierile și începuturile de religii se desfășurau în piatră, în peșteri, adică în pântecele marii zeițe mamă. Astfel, peșterile au devenit locul de naștere a tuturor zeilor în numele cărora s-au construit sau impus religii. So, Milady of Tartaria was interested to a phenomenon, fertility of infertility, that it do not happen in one day, but in one period. So if we count 7 days of infertility, 10 days of fertility, and 10 days of infertility again, it's exactly the mechanism of Tartaria. Pe alte dintre ele avem anumite semne și simboluri, de exemplu Psi, care era număr pentru divinitate. Îl găsim pe zeița de la Turdaș, pe gât și care coroana o avea o aureolă și am declarat-o zeița lunii, tocmai, dar urmărind semnele de pe coroană, am găsit iar același număr legat de ciclu feminin. In particular, we have a connection between wise women, religious women, and the number 7 in Vedanum civilization. The number 7 is always connected to the idea of sacred knowledge of women. I think that the priestess of Tartaria fulfilled this role and that she gave counseling in many spiritual areas to the people of her community. La Tărtăria, preotesele au moștenit și transmis mai departe prin simboluri probabil cea mai mare descoperire din istoria omenirii. O descoperire ce avea la bază corelarea bioritmului fizic al preoteselor cu un reper cosmic, Luna. Cea mai mare invenție, probabil, a oamenilor, fără care am fi oamenii ar fi trăiți astăzi în animalitate, este descoperirea calendarului. Ori, românii au un calendar care s-a transmis exclusiv pe cale orală, paralel cu calendarul civil și bisericesc, a circulat și calendarul popular, la care ne referim adesea. So, maybe we can think that women started to give rise to this mathematics and to scientific observation, not men. The menstruant woman had the motivation
had also a method and had also an opportunity to create this calendar. Pornind de la bioritmurile de reproducere ale plantelor și animalelor, calendarul popular se destrușește clar, este evident. The full moon is connected with the reproduction. The full moon is important for seeds to grow. And still now, peasants, they put seed during the full moon if they want to grow very fast plants. Asta înseamnă nu numai că avea anumite cunoștințe de astronomie, erau necesare pentru că trebuia să știe când se înceapă sărbătorii lor, cum le avem și noi. Când începe semănatul, când trebuie culesul, când trebuie... Dar avem același lucru pe tablițele de la Tărtăria. Lunar menstrual calendar of Tărtăria is the older you know in this moment. So Tărtăria is very important, not only for the script, not only because it is the script is so old, but because also this lunar calendar is so old. Eu de aceea sap la Tărtăria. Să autentific realitățile de acolo. Să le autentific. Încă o dată. Vreme de 8 milenii, simbolurile și miturile au găsit rezistența transmiterii în timp prin perpetuarea informațiilor practice. Integrarea omului în ciclul naturii, relaționarea cu pământul ca parte componentă a unui întreg cosmic plin de zeități, toate fiind reprezentări ale aceluiași zeu solar primordial, sunt secretul celei mai longevive religii ale lumii. O religie solară bazată pe un calendar lunar. Ne-am dus la vestitul sit arheologic Lepenschivir, care e și mezolitic și proto-neolitic și tot ce vreți. La ieșire de acolo, pe o pajă, este pe terasa Dunării, de unde se vedea malul nostru foarte frumos, era un tip cu costum național și cu un scaunel pe care stătea o turtă mare, așa cât scaun, rotundă. Și a intrat în vorbă cu noi și zice, eu sunt, îmi zice Paunov, sunt profesor de rusă, dar de fapt nu sunt Paunov, cât Păun. Eu mi sunt român de aici, nu știu ce. A doua persoană din viața mea, care vorbea dialect pur, fără nicio influență de limbă literară românească, nu, el nu făcuse română deloc, dar vorbea bănățană, clară, pentru toată lumea, cu accent și așa mai departe. Dar ce vezi acolo? Eu încercam și eu să mă dau pe accentul lui acolo. Păi zice, v-am adus ceva că au făcut de noi, de o babă de aici în sat. Zice, ce e? Păi, ia uitați. Era o turta respectivă împărțită în registre cu niște șuvițe de aluat, cu spirale de aluat, cercuri concentrice, cu tot ce vreți, tot ce discută arheologii văzută pe ceramică. Și zic, știți ce sale acolo? Zice, pe unele le știu, dar pe unele le știe numai baba respectivă. Zice, uite, asta se cheamă Crucea Popii, ăla se cheamă nu știu care, cam jumate de ele le știa. Și mă uit printre semnele alea și am dus în glumă așa, să vedem niște țâncușe cu cuțitul așa făcute printre ele. Și zic, dar alea ce sunt? Păi le face ea cu cuțitul așa și câte sunt? Zic, eu le-am zis, zic, știind că nu o să zică nimic. 365. Era un calendar în aluat. Și astea sunt continuități, astea n-ai cum să le... au fost așa de persistente, ca și unele dintre colindele noastre, care n-au nicio treabă nici cu religiile actuale, nici cu nimic, dar erau așa de bine fixate în memoria colectivă sătească, etc., din, posibil înainte de neolitic, posibil din neoliticul preceramic, în zonă, încât nu le-a mai putut urni nimeni. Fiind informații vitale pentru o comunitate umană și catalogate drept cunoștințe sacre, inițierile antice au avut menirea de a păstra corectitudinea ritualurilor și adaptabilitatea lor în timp. Dar ce este cu adevărat uimitor este precizia lor ca date și conținut chiar și pentru zilele noastre, cu atât mai mult cu cât transmiterea informației a fost realizată exclusiv pe cale orală. Omul este supus ritualului, ritualurilor, de la ritualul de la naștere, inițierea, că asta e nașterea, nu? Ritualul de inițiere la naștere. Aici ai venit, hai să-ți arătăm. Până la ritualul de retragere a inițierii, care este cel de la moarte. Românii
a avut o carte a morților, cartea românească a morților, care spre deosebire de cartea egipteană a morților, scrisă pe papirus și băgată printre panglicile mumiilor sau scrisă pe pereți, și spre deosebire de cartea tibetană a morților, care era șoptită, cartea românească a morților era cântată după moarte. În 3 zile și 3 nopți, sufletul mortului era inițiat asupra lumii în care trebuia să meargă, lumea de dincolo. Cum ajunge acolo, cu cine se întâlnește, ce prieten să ia, cum să plătească vămile, etc., etc. Asta e cântecul principal din cartea românească a morților, Zorile. În acest cântec al Zorilor, femeile acestea, gurgencele acestea, domnule, adevărate preotese antice, uitate, iată, în Carpați, până în secolul trecut. Îi spunea mortului, cântând, înainte să mergi și la dreapta să o iei, și poroiar, înainte să o iei și la dreapta să o iei, înainte să o iei și la dreapta să o iei, înainte să o iei și la dreapta să o iei, până când ajungea la poarta împărăției de dincolo, lumea morților. Și acolo, într-un jilț, pe o piatră, zeița mumă. Pentru neoliticul european, spirala era drumul ce unea două lumi, pe care preotesele probabil le cunoșteau. Pentru oceanografi, spirala este simbolul vieții venite din apă. Pentru cercetătorii orientaliști, este drumul reîncarnărilor succesive până la contopirea cu divinitatea supremă. În tradiția românească, spirala este un drum inițiatic spre o altă lume, spre nemurire. Civilizația cucuteni s-a dezvoltat în jurul simbolului spirală, divinizat nu numai pe ceramica sacră. Cucuteni Tripolie, ca să folosim numele complet și corect al ei, este practic o civilizație a superlativelor. Este practic cea mai importantă civilizație preistorică europeană. România, Moldova, Ucraina, peste 350.000 de kilometri pătrați pe care s-au așezat cucutenienii sau pe care, de fapt, au existat aceste comunități umane. Este un spațiu foarte mare care are aceeași ceramică pictată. Marea majoritate a vaselor cucuteniene sunt decorate cu motive geometrice. Motivele geometrice bine cunoscute, spirala, meandru, cercul, ova, rombul. Ceramica culturii cucuteni ajunge la cea mai înalt nivel de dezvoltare a artei, prin formă, prin echilibru, prin tehnologie, dar și mai ales prin cunoștințele despre geometrice, despre realizarea picturii. Sigur, ele au rol cultic, pentru că pe ele regăsim fața umană, ochiul, pântecul, oul. Arta cucuteniană este influențată de religie. We find common astronomical, religious and physiological knowledge was the same. We have possibly a common mythology. We have seen that in Tartaria and the other there was an accounting system, so maybe they had a similar accounting system. They were also a shared symbolic system, because the idea of the V, for example, as the sex, female sex, was very widespread, but more. So the symbolic system was the same. And maybe they had joint liturgies. So it was a real community in half of Europe. Prima civilizație protourbană a Europei, civilizația Cucuteni Tripolie, și-a dezvoltat spiritualitatea în jurul idolilor feminini ca reprezentări ale Marii Zeițe Mamă, a misteriilor din sanctuarele unde oficiau probabil preotese, la fel ca la Tărtăria. Renașterea ciclică a naturii, pământul ca parte componentă în înțelegerea universului, au fost pentru cucutenieni sursa simbolurilor și miturilor pe care le-au creat, folosit și evoluat pe parcursul a 3 milenii de existență. În arta decorativă cucuteniană întâlnim și motive mai rare, dacă vreți să le numim așa, cum ar fi, de exemplu, Yin și Yang, da, care este omniprezent astăzi în arta asiatică, de regulă. De asemenea, svastica, dar svastica aceea pozitivă, care este în forma literei Z. Ei bine, o întâlnim inclusiv
la comunitățile umane cucuteniene. Și ceea ce este absolut remarcabil, vasele din a doua perioadă de evoluție artistică a acestei civilizații se aseamănă izbitor de mult cu vasele create de comunitățile umane ale culturii Yangshao din China. Tot ceea ce a fost pictat pe vasul cucutenian a însemnat un sistem de transmitere a unor idei, concepții, credințe, poate și valori, care funcționau la acel moment. Iar simbolurile pe care le întâlnim la cucutenieni acum atâtea mii de ani, le întâlnim ulterior și la populațiile precolumbiene, le întâlnim și în Asia, le întâlnim și în Africa, da? Chiar și în prezent. Pe o suprafață uriașă de 350.000 de kilometri pătrați, cucutenienii au dezvoltat moștenirea primită, ajungând să dobândească cunoștințe surprinzătoare de geometrie, astronomie, medicină, administrație, lucruri pe care le aplicau în viața cotidiană și care au făcut posibilă existența neîntreruptă a unei populații numeroase. O particularitate anume a fost însă arhitectura clădirilor, fie ele religioase, ori civile. Pe gândiți-vă la Turdaș, la kilometri întregi de palisade, ziduri din lemn, nu, porți de acces, etc., sau fortificație în fortificație, să ai două, trei rânduri, aliniamente de case care erau făcute pe piloni de lemn, cu etaj, cu pivnițe, cu uimitor. Dacă pornim, de exemplu, de la partea de la casele cu etaj, am cercetat 17 încăperi cu podele suspendate, cu etaj și uneori cu câte o mansardă. Dar casele cu etaj sunt în cultura cucuteni. Sunt încă cercetate 15-20 de asemenea construcții. Casele cucutenienilor erau foarte diverse, deci pentru tot arealul de răspândire a culturii cucuteni, pentru diferite faze de dezvoltare, de la cele mai simple colibe și bordeie, au ajuns în faza de dezvoltare, de exemplu, în perioada de înflorire maximă, etapa B sau cucuteni B, să fie case etajate. La poduri, într-un astfel de sanctuar cu etaj, pentru că aveau și astfel de construcții de o importanță deosebită, ei bine, într-un astfel de sanctuar a fost descoperită o vatră cruciformă ale cărei brațe erau orientate conform punctelor cardinale. Evoluția uimitoare a societății cucuteniene, formată din bresle și bazată pe reguli bine definite, este justificată dacă privim dezvoltarea societății umane pe o perioadă de mai bine de 8 milenii în spațiul munților Carpați. Locul unde marile preotese păstrau memoria timpului în simboluri și inițieri. Prin arhitectura de la Parța redescoperim locuințele, casele cu etaj. Prin fortificațiile de la Parța ne explicăm cum se ajunge la area de răsărit a civilizației cucuteni, în care sunt așezări cu 200 de hectare. S-a pus problema existenței unui plan prestabilit de organizare a așezării, lucru care de altfel se observă și în cadrul culturii cucuteni. Să nu uităm că pentru această civilizație avem în jur de 3.000 de așezări în spațiul din sud-estul Transilvaniei și până la Nistru. Ultima recent cercetată de la Petren, 36 de hectare cu 462 de locuințe într-o așezare cu cercuri concentrice care în interior păstra o structură mare, o clădire de interes social, o clădire cu rol religios. Sanctuarele erau spațiul unde se oficia cultul, dar mai ales locul de unde se organiza și conducea o așezare. Conform tradițiilor antice, preotesele erau cele care decideau unde se stabilea comunitatea, iar uneori dădeau chiar propriul nume așezării nou formate. Idolii civilizației cucuteni sunt 90% idoli feminini, reprezentări ale aceleiași mari zeițe mamă. În prima parte de evoluție artistică, statuetele antropomorfe feminine sunt modelate în general în poziție șezând și au părțile corpului legate de reproducere, sânii, bazinul, șoldurile, fesele, modelate exagerat,
tocmai pentru a li se sublinia importanța. Pentru că, așa cum spuneam, religia a influențat arta cucuteniană. Iar religia cucuteniană, ca personaj, este dominată de Marea Zeiță, Marea Mamă, creatoarea vieții, care este reprezentată în diferite ipostaze în plastica antropomorfă. Și de asemenea, avem de-a face în religia cucuteniană cu o prezentare, practic, în detaliu a cultului fecundității și fertilității. Descoperirea statuietelor feminine, care au fost interpretate ca fiind ale zeiței de atunci, Marea Zeiță Mamă, Zeița Pământului, Zeița Fertilității, era o zeiță care putea sta în capul panteonului. În cea de-a doua perioadă de evoluție artistică, canonul de reprezentare în plastica antropomorfă feminină se schimbă complet. Și avem de-a face acum cu reprezentări plastice modelate în poziție verticală și mult mai zvelte. Cucutenienii nu-și pictau doar ceramica, pictau și casele. Puteau să-și picteze și plastica, pentru că descoperim și statuete antropomorfe pictate sau incizate. Pentru plastica antropomorfă mă opresc în mod special la cantitatea deosebit de mare a statuietelor feminine aflate în anumite locuri din cadrul locuințelor, care la fel nu erau cele mai simple construcții. O așezare se întemeia în urma unui ritual și a unor ofrande aduse, de regulă îngropate în centrul teritoriului. Patru idoli feminini, așezați înspre cele patru puncte cardinale într-un vas pictat, sigilat și umplut cu paie, care era acoperit cu un alt vas de protecție cu gura în jos, alături de alte patru vase pictate, completează ofranda adusă la întemeierea satului antic Nedeea Ghelăiești în România. Un tezaur unic păstrat intact până astăzi. Grija cu care aceste ofrande au fost îngropate ne face să credem că preotesele cucuteniene doreau să lase semne ale trecerii lor în timp. În ceea ce privește arta decorativă, aș sublinia importanța a patru categorii de vase specifice doar acestei civilizații. Vasele coroană, vasele cu suport și colonete, unul dintre acestea constituind de altfel și sigla instituției noastre, vasele binoclu și vasele în formă de hora. Pe ceramică există pictate imagini reale din viața cucutenienilor alături de simbolurile sacre. Așa putem identifica pentru prima dată silueta preoteselor printr-un detaliu valabil peste milenii pentru persoanele sacre, franjurii sau țesătura netivită de la poalele hainelor. Astăzi, în România, ea se numește catrință și este parte componentă a costumului popular tradițional. Dată fiind spectaculozitatea acestei civilizații, nu avem niciun motiv să ne îndoim de faptul că în cadrul ceremonialurilor magico-religioase era un adevărat spectacol de lumină, de sunet, de culoare. Vă dați seama ce incantații erau, ce dansuri, ce muzică, ce veșminte purtau, ce tatuaje. Unii dintre dansatori sunt asociați cu soarele și sunt bărbați. Alți dansatori sunt asociați cu un soare mai mic, că e luna, și sunt femeile. Și în altă parte, tot acolo, avem un ritual de dans în jurul unor gropi deschise. În inima culturii Cucuten-Tripolie, la Piatra Neamț, într-un muzeu unic în Europa, tezaurele din ceramică ale celei mai importante civilizații preistorice sunt descifrate, dar mai ales înțelese în profunzimea cunoștințelor și a informațiilor transmise peste milenii. Și avem în cadrul acestei civilizații câteva dintre cele mai spectaculoase și mai vechi complexe de cult din întreaga preistorie europeană. Soborul zeiților și Sfânta Familie. Soborul zeiților conține 21 de statuete antropomorfe pictate și 13 scaune din lut. La distanță de circa vreo 100 de kilometri, 120 de kilometri, la Isaia a fost descoperit, tot așa în cadrul unui sanctuar, un complex de cult ascuns într-un vas care conținea de asemenea
21 de statuete, 13 scaune. Aceste complexe de cult reprezintă probabil o portretizare a panteonului acestei civilizații. Numărul de piese din cadrul acestor complexe de cult, numărul de piese luat în ansamblul lor, este diferit, însă numărul statuetelor antropomorfe feminine din cadrul acestor complexe de cult este identic, 21. Datorită tezaurelor impresionante descoperite în România, Moldova și Ucraina, putem să identificăm marile centre de cult ale civilizației cucuteni și implicit marile așezări protourbane ale preistoriei europene. Timpul este ca un fir și pe măsură ce înaintează în viață, se înfășoară ca un ghem. Ăsta e ghemul vieții, ca o spirală. 5100, 3800, 3700, deci pentru o perioadă, vă dați seama, de peste 2 milenii, toate simbolurile au perpetuat. Nu a existat o întrerupere în care să nu se mai picteze vasea. Din contra, s-au dezvoltat. Cea mai bună dovadă o avem în cultura cucuteni, unde trebuie să fi fost o școală care să învețe cum se pictează, cu ce se pictează, cum să facă calcule ca semnul, spirala, să ajungă pe cele patru fețe ale vasului, 3, 4, 5 spirale să se înmănuncheze, să îngemâneze exact. Este foarte posibil ca meșterii cucutenieni să fi desfășurat, beneficiind de niște cunoștințe în plan geometric, cu totul și cu totul deosebite pentru acea vreme, să fi desfășurat vasele mai întâi în plan și să fi așternut decorurile și abia după aceea să realizeze aceste capodopere. Simetria, din punct de vedere formal a vaselor, era obținută cu ajutorul acestor dispozitive rotative precursoare, practic, ale roții olarului. Performanța realizată într-un anumit domeniu este atributul unei societăți împărțite în bresle. Casta oamenilor sacri, a preoteselor, era una dintre cele mai prolifice datorită informațiilor deținute și necesitatea descifrării simbolurilor ascunse. Motivul acesta apare superb pe ceramica neolitică și e clar legată de cele două lumi, lumea de aici și lumea de dincolo, reprezentate simbolic prin aceste spirale. Spirala care înainte și la dreapta, așa, pe urmă, înainte și la stânga, dacă ar lua-o să se întoarcă aici, înainte și la stânga, deci trecerea aceasta de la o lume la alta prin înfășurarea și desfășurarea timpului. Incantațiile și instrumentele folosite în timpul liturgiei antice, toaca, buciumul, toba, aveau misiunea de a sonoriza glasul zeului, de a-i vorbi limba pentru a putea fi înțeles. Este valabil oare și în cazul simbolurilor cucuteniene? Simbolurile sacre, cum ar fi spirala, invocate într-un anumit context, puteau influența timpul? For instance, spiral is an interesting symbol, which means that actually we have continuity of life, of circling, cycling of life. You know, the life is somehow beginning and it lasts from till one period when we die at the end. You know, and there's a resurrection after it. So the religious meaning of spiral is somehow in that point. You know, I think that the spirals are life. Just as the forward-going swastika, which follows the movement of the sun, this is enlivening, this is life. E nelipsit acest motiv, deci artistic, din plastica țărănească. Apare cusut pe diferite pânze, țesături, cioplit în lemn, în piatră, modelat din lut, din aluat, pictat pe ouă. Prezența număr foarte mare a unor motive decorative bazate pe spirale este în legătură cu șarpele, dar la sfârșitul acestei civilizații apar
scene în care șarpele este prezentat fără niciun fel de dubiu. Reprezentarea acestuia este în strânsă conexiune cu renașterea. Nivelul de evoluție a unei societăți este dat de organizarea socială, economică și militară. Dar în cazul culturii cucuteni a mai fost ceva. Interconectivitatea. Aceste legături permanente cu societățile învecinate au permis cucutenienilor să obțină o moștenire uriașă, să o dezvolte pe parcursul a mii de ani și apoi să o transmită generațiilor următoare. Totul în ritualuri de inițiere. In our mind, Turdaș and Cucuteneara are so far, but you have to think that in the Danu civilization was very dynamic situation. It works as a network of community, a network of regions, a network of cultures. It means that we find shares in the Cucuteni area imported from Turdaș and the opposite. Ceea ce premerge culturii cucuteni în arheologie se numește cultura pre-cucuteni, da? Ei bine, la Turdaș avem importuri ale culturii precucuteni în faza dezvoltată a situlului, în a doua fază, a culturii în sine. Deci există relații deja. Avem importuri în cultura cucuteni de materii prime, dar și de piese finite, inclusiv artefacte de prestigiu, sigur că și de uz comun, da? Din alte civilizații, din Gumelnița, din Vincea, da, din Trichterbecker, este normal, din Bodrochereșturi, așa cum avem, de altfel, artefacte realizate de meșterii cucutenieni, da, influențați de artefactele altor civilizații. Și sigur că și în celelalte medii culturale, da, contemporane, există artefacte cucuteniene sau artefacte inspirate de cele cucuteniene. But not only. I created a database concerning the Danube script and I have 100-300 inscriptions of the Danube script. And it is very easy to see from the database that many signs used in Turdaș were also used in the Cucuten culture. They are not exactly the same, but they are very comparable. Turdaș este într-un fel de amfiteatru natural, așa, înconjurată de dealuri, nu știu ce, cu izvoare. Dumai de-aia sunt și multe izvoare, pentru că se adună apa. Eu am descoperit 4 mari momente de inundare totală. Deci de diluvii. De potop. De potop. Și suntem chiar în vremea potopului biblic. La Muzeul Bruckenthal din Sibiu, secretul inițierilor începe să fie descifrat. Un număr impresionant de artefacte descoperite în situl arheologic de pe autostrada Orăștia relevă profunzimea spirituală a civilizațiilor preistorice aflate pe teritoriul României. Când vrei să transmiți ceva, dar vrei să ții secretul, te exprimi foarte fin în incizie. Pentru că văzut cu mărire de 3 ori, iată ce este aici. Este un simbol perfect turdășano-vincian, dar ascuns, pentru că nu-l vezi. De la Turdaș am adus și prelevat 800 de saci de ceramică. 800. Inițierea, ca singură formă de educație absolut necesară dezvoltării unei societăți, indiferent de era istorică, avea mai multe trepte de evoluție. Fiecare candidat urca pe una sau toate dintre cele 7 trepte inițiatice, nu pentru putere socială, ci pentru a-și găsi locul și rostul în societate. Avem însă și numeroase alte semne pe care le regăsim. 15% din ele le regăsim în liniarul A și B, din scria danubiană. Ele sunt legate prin miturile, prin poveștile, prin semne, prin simboluri. Dar plecând de la ele, ajungem unde ajungem? La rune. Dar de fapt avem o carte cu sute de semne de rune cu mii de ani înainte de apariția runelor.
În scrierea runică, dacă o privești așa, ăsta este Taur și ăsta este omniprezentul ea. Și asta era Tărtăria, contemporan cu tăblițele. Deci astea sunt exemplificările modului de transmitere al informației de un anumit tip. Fie că erau cunoștințe de medicină, de astronomie ori agronomie, fie că erau informații militare și administrative, ele erau trepte de educație a celor aleși să conducă comunitatea. Ultima treaptă de inițiere avea un caracter sacru și în menirea celor care se ridicau atât de mult era vital să creeze și simbolurile pe care se pot clădi lumi ori religii. Dar avem prin acele semne care sunt, se mai reîntâlnesc în rune, avem în cultura cucuteni, un exemplu, la Lozna, pe un vas, pe un fragment de vas, avem o serie de semne. Unele dintre ele avem arcul și săgeata, cum apar la Tărtăria. Avem, de exemplu, acolo omul stilizat, cum este în scrierea danubiană. Avem Casiopeia. Și o avem în poziție astronomică, simbolizând începutul perioadei agricole. Colegii care au descoperit acele piese le-au descoperit într-o așezare dacică, au socotit că este un fragment de vas și cu el erau rune. Atunci când le-am publicat, am pus pe o coloană semnele de pe vasul, de pe fragmentul de vas de la Lozna, pe un alt simbolul runice și pe al treilea semnele din scrierea danubiană. Surpriza a fost că în afară de două sau trei ligaturi, toate celelalte semne le aveam. Aia ce înseamnă? Că aceleași semne și simboluri circulă în întreaga Europa. Dezvoltarea civilizațiilor preistorice din centrul Europei este direct legată de evoluția umană în particular. Iar secretele le descoperim deslușind tradițiile și obiceiurile românești vechi de mii de ani. Cadrul comunităților neo-eneolitice, inclusiv în cadrul comunităților cucuteniene, a existat un spor demografic extrem de important. Se vorbește uneori chiar de explozie demografică. Și s-a creat ceea ce numesc eu o bază de absorpție. Din acel moment când teritoriul a fost așa de bine populat și demonstrează arheologic. Dacă vedeți o hartă de Cucuteni, împânzit de punctișoare peste tot. Și care se leagă atât de adaptarea comunităților umane la condițiile de mediu care erau oricum favorabile, dar ține de îmbunătățirea tehnicilor de producție agricolă și de asemenea de creșterea gradului de salubritate din cadrul așezărilor cucuteniene. Dacă ne gândim la cultură tradițională, la sat în devălmășie, ăsta este. Aici s-a născut democrația și tot neamțul Harman demonstrează. Are o carte întreagă în care arată că demosul acela grecesc se năștea din satul neolitic. Așa era și satul meu. Deci dreptul comunal sau devălmaș la apă, la pământ arabil, la pădure. Restul era loc de folosință și uneltele proprii, animalele proprii, astea era altceva. Dar imașul, pădurea, pământul, apa, era undevălmă și până în epoca modernă. De unde vine structura aia? N-a existat nicăieri în lume. Deci de aici se trage și ideea de democrație. Se chemau în evul mediu timpuriu cei care conduceau satul. Nu era nici primarul, nu era nici birăul, nu erau nici nimic. Erau oamenii buni și bătrâni. Moșul este suprem, fondatorul satului. Moșul este de substrat, oameni buni și bătrâni este din latină. Omul devine mort, moș, strămoș. Deci moșul reprezintă și lumea cealaltă. Moșul este o prezență a lumii de dincolo în mijlocul nostru. O astfel de moștenire, nu numai spirituală, nu putea să dispară. Dimpotrivă, a evoluat. Obiceiurile pământului, tradițiile oamenilor, credințele lor au rămas neschimbate pentru că au la bază lucruri logice și practice. Iar acesta este un alt secret al nemuririi. From what we see here in the tombs, you can see the caryatids which show the image of the mother goddess in its Hellenistic and very
Orphic iconography. You can see that the Getae were evidently believing in the main god was the mother goddess, because you can see that it was the mother goddess who is giving the wreath of immortality. We can see also that in the tombs in which we have this very specific only for the Getae altars, which have their roots in the earlier religion of cult to the great Samothracian gods, the main goddess was also the mother goddess. And even on one of these altars, which we cannot see now, but it has been published, we have the letter M, which means that it was also connected with Ma, with the name of the mother goddess. Privită din punct de vedere antropologic, populația zonei carpato-danubiene a suferit de-a lungul timpului influențe minore. Tipologia dominantă rămasă până astăzi și denumită științific gracil mediteranidă este cea a tipului făcător de agricultură, legat de pământ printr-o religie solară, un tip fiziologic descris de tradiția românească ca fiind tipul mioritic. I think the great importance of our investigations of the necropolis, of the royal necropolis of the Getae in Sveshtari, is that in one place we can see the main characteristic of the Getic burial rites, which are characteristic for the huge territory of the Getae to the south and to the north of the Danube River. And you see that they were constructing not only fantastic stone tombs, but they had other types of tombs which were connected with other social layers. And what is one of the most important things is that on the bottom of these tombs, the Getae were making a very special type of clay altars, the so-called eschare. I want to say that it is only the Getic tribes on the both banks of the river Danube that were making such altars in their tombs. Dacă continuitatea materială este greu de demonstrat, obiectele devenind frecvent o modă, continuitatea spirituală este vizibilă pe parcursul a mai bine de 8 milenii pe teritoriile stăpânite de populația getică. So what we have here is interesting because this eschare or these altars have their roots already in the late Bronze Age culture in the Mediterranean, but they were preserved mainly on the territory of Thrace, and we know that they were connected with the cult to the great Samothracian gods, and among them the most important was the mother goddess. This is the fact that the Getic tribes were very much influencing the other people from the same period in their religious beliefs. And we have a very big concentration of such clay altars on the territory of Denmark, also in southern England, several cases in Poland. And according to all investigators, this is a proof that really the Getae were very influential on the beliefs and ideas about immortality of the soul of Celts and Germans. Civilizația românească este legată de apele continentale, de uscat. Din acest punct de vedere, suntem panteonul românesc se leagă mai mult de panteonul celților. Dacă vreți, aproape că este un panteon comun geto-celt. Sunt multe, multe zeități românești care le găsim și la celți, de pildă cerbul. Personificarea a tot ce îi înconjoară, integrarea omului într-un firesc circuit al naturii, respectul acordat asupra a tot ce este viu, elemente ale religiei solare, au dus la apariția animalelor totem, ca elemente de dedublare spirituală în anumite momente a inițiațiilor geți. There was also a very strange information that 30 years or even more when we came here, there were older women that were saying, I'm going to Dausdava, and having in mind the sanctuary downs in the valley of the river. Zona pădurenilor. Eu am întâlnit un instrument de alăptare a copilului prin gură de lup.
Totemurile au stat la baza apariției de noi mituri prin care se pot identifica elemente de ritual sau zone sacre. Dausdava means the city of the wolves or the city of the dawn. You know that Daos is a wolf, and even the name of the Dacians, Dacoi, is connected with the same word. So the wolf was the real totem of the Dacians and of the Geti, which were in fact one and the same tribe. Dar ce importanță trebuie să fie avut lupul care are în calendarul popular peste 30 de zile de celebrare? What is interesting that Dausdava, the city of the wolves, the idea is connected with something very important. We know exactly about the Geti, about this part of Thrace, that there was a special tradition of the werewolves, and the warriors first were imitating the social life of the wolf, which was considered to be a very just animal, always separating the portions in equal pieces. Also, they were connected with the, how to say, with the voluntary death of the wolf who knew that he was going to die, so he was going aside from the group. Cea mai importantă zi a lupului este 30 noiembrie. Această sărbătoare, la începutul secolului trecut, secolului 20, era celebrată ca un an nou, ca un revelion. Era numită Noaptea Strigoilor în Moldova. Practic, în Noaptea Strigoilor, murea și renăștea divinitatea adorată, o divinitate peste care creștinismul a suprapus pe apostolul Andrei. Lupul era totemul războinicului Get și, conform misteriilor zamolxiene, era treapta a patra de inițiere, când neofitul primea sabia seceră Sica și boneta Pileati. Acest ritual se desfășura într-un loc sacru, la apusul soarelui, atunci când lupii devin activi. Dausdava should not be just a town, a city or something like this. It is a territory. It should be a territory where a lot of, how to say, rituals connected with the specific beliefs of the Geti and also with the transformation of the warriors into wolves, so I mean the werewolves, were happening. Of course, there is another name. This is the name Helis. Soarele, indiferent de numele sau personificarea dată, a creat un cult în special pentru populațiile preponderent agricole care l-au și venerat primele. Cultul soarelui și lunii, am văzut la parță, este legat de ritualurile care se petrec începând de la sfârșitul lunii septembrie și începutul toamnei și până în iarnă, vremea în care Casiopeia schimbă sensul, din M devine W și dimineața ajunge M. Astronomii de la Cluj au făcut o simulare pe calculator cu datele geografice de la Parța și cam unde era și ce unghi și ce înclinație avea soarele în acele vremuri și au constatat că lumina care intra prin această încăpere către sfârșitul serii pica sub forma unei luni în interior. Arhitectura secretă a sanctuarului de la Parța are un corespondent peste aproape 6 milenii, necropola regală de la Șvestarii. Aici găsim neîntreruptă continuitatea cultului Marii Zeițe Mamă, care în simbioză cu religia solară a creat un concept nou ce va fi repede preluat de religiile contemporane. Paradisul veșnic, un alt nume al nemuririi. The orientation of the axis of this fantastic tomb coincides with the orientation of the winter solstice in the end of 4th century BC. And it is not by chance. Then, at this date, we know that the sun rays were penetrating through a special opening into the tomb and were enlightening the central part of the scene of immortalization, in which you could see the Thracian king as a horse rider and the mother goddess, which is giving him the wreath of immortality. Când lumina soarelui intră în sanctuar, luminează prima dată războiul de țesut. Simbolismul este că trebuie lucrările femeii care țesea în timpul zilei, când se apropie întunericul, să oprească. Și ce urmează? Lumina pica apoi pe bucraniu și lângă el o tablă pe care se aduceau jertfe de carne și de cereale. Iar când soarele asfințea,
prin acest orificiu ajungeam în spatele statuiei monumentale, unde vă spuneam că se găsea o amforă cu apa sacră. Apă sfințită, care după aceea era folosită laudatul ogoarelor. It's a religion in which we had a combination of solar and tonic elements, no doubt. Because the mother goddess is always symbol of the earth, and we know that the horse was a very important symbol not only of royalty, but also of the sun. Ucenicii erau numiți mlădițe, dintr-o tradiție comună identificată în misteriile orientale. Mlădițe pentru că exista în puterea lor să prindă rădăcini. Pentru a fi ușor reperați de către maestri în momentul alegerii, ucenicii purtau un mănunchi de crengi tinere, mlădițe ori vlăstare, ca semn al dorinței lor de inițiere. Misteriile antice spun că din trei candidați, doar unul era ales pentru a obține coroana de lauri, așa cum vedem și pe moneda dacică Coson, o monedă ofrandă găsită doar în centrele de inițiere și dedicată zeiței mamă Cotis. There are many, many data which show that Christianity is the continuation of many of the rituals which had been practiced exactly here in this area, which are connected with the idea of the immortalization. And we had too many parallels, even some are making parallels between Jesus Christ and Zalmoxis, the way that Jesus also resurrected and disappeared from his tomb. And we have the same principles here. Deci în momentul în care tu ai tins spre Levant, îți vine creștinismul tot de la niște agricultori care au fost semitizați, etc., și îți vin cu simbolurile fundamentale, sămânța și mielul, tu deja le ai. Cum să nu te influențezi ceva ce deja ai? Eu asta vreau să spun. But what is interesting that this sanctuary continued to be the sacred place for all the centuries and millennia after that, and even now, it is a sacred place where all the population, no matter that it belongs to different religions, come and they are practicing rituals which have also very, very deep Indo-European roots or roots which were connected with the symbolic dressing of the mother goddess, with the veneration of the rock, of the water, of the sun. So I think that in such places as we are here, you can see that the spirituality of the Ghete is still alive. Creștinism impus asupra precreștinismului, altfel de că celălalt l-a asimilat pe creștinism popular. Datorită elementelor practice și uneori vitale ascunse în cunoștințele civilizațiilor preistorice, acestea trebuiau transmise sub formă de inițieri. Activitatea preoteselor nu a putut fi întreruptă vreodată, iar acum le putem atribui și un nume, Sibile. Mai mult decât atât, le putem identifica o parte din locurile unde inițiau sau oficiau cultul. Sibiu, Sibiel, Sebeș, Miercurea Sibiului sau Sibicel, localități aflate deloc întâmplător pe teritoriile civilizațiilor preistorice. Prima divinitate a lumii a fost zeița mamă. În spațiul european, zeița neolitică, zeița mumă. A urmat zeul tată, indo-european, și după aceea divinitatea Fiului Dumnezeu, Iisus. În mai toate actele inițiatice, ori scene ritualice, Marea Preoteasă, ori Sibila, apare ca personaj central. Așa este pe o tăbliță votivă uimitoare descoperită la Bărboș Tirighina și păstrată la Muzeul de Istorie din Galați, precum și pe reprezentările Cavalerului Danubian. Pe mine m-a surprins întotdeauna icoana Sfântului Gheorghe, Sfântul Gheorghe călare pe cal omorând balaurul, cu imaginea cavalerului trac omorând porcul mistreț. De asemenea, cum apar în unele icoane populare, sunt toaderul, iar o reprezentare mitică cabalină. La creștinarea geto-dacilor, aici locuitorii aveau un puternic cult cabalin. Moartea și renașterea divinității cabaline era la echinocțiul de primăvară. Ori creștinii au
suprapus Paștele, principala sărbătoarea, nu, a creștinismului, peste celebrarea morții și renașterii zeului Cavalin. Nu putea să conviețuiască cultul Cavalin lângă cultul creștin, lângă Paște. Și atunci urmăriți calendarul popular, dar și calendarul creștin. Să vedeți cum sărbătorile cabaline au fost împinse în afara ciclului pascal, la intrarea în ciclul pascal, unde apar sântoaderii, caii lui sântoaderi. Chiar se numesc caii lui sântoaderi, este o herghelie divină, niște cai mitici care voiau să semene cu oamenii. Deși considerat deseori un atribut al regalității, calul, aflat în poziția de mișcare, este un important element solar, central în toate reprezentările divinității supreme, soarele. În partea cealaltă, la ieșirea din ciclu pascal, apare o altă herghelie divină, caii lui căluș. Numai că ăștia sunt oameni care vor să se metamorfoze în cai. Deci în momentul când un călușar îmbracă costumul de călușar, considera că are atributele cabaline. Era călușar, nu se mai numai Vasile Gheorghe, era călușar. Cavalerul danubian devenit Sfântul Gheorghe creștin, descoperit frecvent în tăblițe antice pe teritoriul României actuale, prin descifrarea atributelor sale, dar mai ales prin poziția importantă ocupată în miturile și tradițiile populare, poate fi chiar reprezentarea divinității supreme getodacice. Numele acestuia nu trebuia menționat sub nicio formă, nerostirea sau nemarcarea sa reprezentând un ritual secret al invocării sale absolute. Biserica a cedat aici, deci din tot ciclul pascal, o singură reprezentare mitică cabalină își are loc în acest ciclu, Sfântul Gheorghe. Munții Buzăului, ținutul Ambrei, al sanctuarelor de piatră și al trovanților. Un loc în care, dacă s-ar fi născut însuși timpul, ar fi fost poate prea puțin. O legendă veche locală spune că dacă vei dărui ambră cuiva, îl vei reîntâlni în viața de apoi și vei fi alături de el o veșnicie. Ne aflăm în zona sacră de la Nucu Buziorul Aluniș. În munții Buzăului, aici s-a născut o a doua sarmisegetuză regea, o a doua zonă sacră care impresionează de-a lungul vremurilor. Fie că este vorba de epoca pietrei, fie că este vorba de epoca cuprului, toate dovezile arheologice ne îndeamnă să reluăm studiile asupra acestor importante monumente. Colți, Aluniș, Nucu, Boziorul, Tihăria sunt așezări tipic getodace. Peste tot vom găsi uitate altare de piatră dinainte de epoca bronzului, unele recent descoperite, iar altele doar bănuite. Sanctuarul numit Fundul Peșterii este o descoperire unică. Noi considerăm că e un loc special în care elitele războinice din epoca bronzului veneau aici în mai multe momente din timp, lăsau pe pereți aceste arme, care, după părerea noastră, în momentul când au fost desenate, au avut o armă originală și, practic, au pus-o și au desenat după ea. Deci, în concluzie, credem că poate fi legat de un ritual de trecere, de devenire de la tânăr la războinic. Noi am numărat până acum 137 de arme, dar la o analiză mult mai atentă descoperim noi și noi arme în plus. Și ele se datează undeva începând cu 2500 înainte de Hristos și merg până spre 1800 înainte de Hristos. Este perioada de maximă înflorire a comunităților umane de tip Monte Oro din epoca bronzului. În zona asta sunt 10 de așezări, ceea ce presupune faptul că aceste comunități au realizat acest monument. Ascuns printre stânci, sanctuarul surprinde cu o acustică perfectă chiar și azi. Semn că puține lucruri s-au schimbat aici în mii de ani. Inițierile desfășurate în această mică peșteră erau secrete, dar cu siguranță erau momente în timp când un mare auditoriu putea să umple valea în ascultarea liturghiei sacre. Avem inscripții medievale de secol XV-XVI care
sunt scrise peste aceste pumnale. Ceea ce este, după părerea mea, fabulos, este faptul că acești călugări nu au distrus reprezentările din epoca bronzului, nu le-au considerat păgâne sau, eu știu, neavenite, le-au lăsat pe loc și au scris peste ele. Acolo unde a fost un loc sacru, a rămas sacru indiferent de timpul trecut sau religiile practicate. Pe acest principiu, sanctuarele din Munții Buzăului și-au dobândit nemurirea. În chiliile unde s-au ostenit în credința lor antici sihaștri, în urma cărora a rămas doar o poartă săpată în stâncă, au venit să continue ritualul sacru călugării creștini, într-o continuitate firească a obiceiului pământului. Aceasta ne arată o icoană de secol XII săpată în stâncă ce recrează simbioza dintre religia antică a locuitorilor acestei zone, dintre Carpați și Dunăre, și religia creștină. Ne aflăm în altarul de piatră de la Policiori. În zonă sunt monumente din perioada dacică, urme de locuire, dar semnele și simbolurile pe care le găsim pe fiecare creastă de munte sunt cu mult mai vechi. Unele dintre ele încep din epoca paleolitică, altele le întâlnim în neoliticul nostru, unele semne le regăsim pe tăblițele de la Tărtăria sau pe vasele de cult de la Turdaș. Pentru arheologi, o civilizație înseamnă apartenența unei populații la tradiții și obiceiuri comune, folosirea acelorași simboluri și mituri formatoare de spiritualitate, o interdependență a breslelor de pe teritoriu stăpânit, atribute pe care se poate ridica un popor. Un proverb antic spune că celor care se ridică, zeii le întind o mână. A te ridica înseamnă a lăsa urme în timp. Dacă analizăm monumentele din această zonă, peste 20 și ceva la număr, putem conchide că ne găsim în fața unui athos românesc. Poporul român s-a născut creștin. Poporul român nu s-a născut, că era aici, dar încă nu se chema așa. Deci noi trebuie să ne întrebăm din ce moment populația locală a ajuns să se identifice față de alții ca romanus. Ce interes au avut? Deci nu și-au zis latinul din potrivă, au ajuns dușmanii vestici mai târziu. Dar el și-a zis român că, și lege românească, că erau deja creștini față de păgânii care tot curgeau în culo. Și se credea, ca să folosesc termenul, mai cumoți ca ei oricum. Chiar dacă ei aveau putere politică și așa, câți ar fi fost? Pecenești cu bani goți, vizigoți, etc. Cu goți am avut o relație foarte interesantă pentru că s-au creștinat. Și la un moment dat noi am și fuzionat că ei erau oricum mai puțini. Civilizațiile preistorice, apărute în jurul munților Carpați și de-a lungul Dunării, au divinizat Marea Zeiță Mamă. Au avut o religie solară și un calendar lunar în mare parte valabil și astăzi. În panteonul românesc, zeitatea feminină nu a fost singură. Sigur că dacă ne uităm la originile neoliticului, vedem că la început Marea Zeiță, Marea Mamă, creatoarea vieții, era reprezentată singură. Probabil că credințelor, religia lor, trebuiau să fie legate doar de Marea Mamă, de atribuțiile ei, de rolul ei și relația cu partenerul, cu acolitul, cum îi se spune, este secundară. Ulterior, ea a fost însoțită de aceste animale care reprezentau forța, în zona noastră, taurul. Mircea Eliade dă o explicație foarte frumoasă asupra multiplelor reprezentări ale taurului. Sunetul taurului, mugetul taurului, se aseamănă foarte bine cu sunetul tunetului pe timp de furtună. Imediat după aceea urmează ploaia, care face ca grânele să rodească. Și aici ar fi, de fapt, asemănarea între reprezentările taurine și fertilitate. Prin acest sunet se anunța ploaia. În cazul ăsta ar fi vorba de reprezentarea unui taur ceresc, pe care oamenii nu-l văd, dar îl aud. De altfel, capul de taur, Bucraniu, l-avem reprezentat și pe cele două coloane care străjuiesc vitrina. Ce este important la acesta, care era de partea mamei, că între coarne avea o sferă. Sfera aceasta avea meandre. Această sferă am interpretat-o ca luna. Pe când la cealaltă figură, între cruce,
are o sferă care nu are niciun simbol pe ea, deci care reprezintă soarele și este legată de Taur. Astfel avem dovada iarăși a îngemânării dintre mamă și Taur, dintre soare și lună. Idolii Tauri au fost descoperiți în cele mai multe cazuri cu capul rupt. El nu trebuia cunoscut și făcea parte dintr-un ritual ascuns. Cine putea fi partenerul și echilibrul divinității supreme? Cultul Taurului, care pe teritoriul României și în sudul Europei Centrale are o dăinuire de peste 8 milenii, l-avem pentru prima dată reprezentat la gura Baciului Neolitico-Timpuriu, cu date de radiocarbon în jur de 7100 date necalibrate. Dar nu pot să uit Ucraniul și cultul Taurului, pornind de la Tărtăria, ca să nu-l vedem de-a lungul vremurilor redat pe sceptrele din cultura cucuteni. Îl avem pe armurile din perioada epocii bronzului, îl avem redat pe coifurile din civilizația dacică, îl avem pe scutul dacic și nu putem să nu uităm că pe simbolul Moldovei avem zimbru, zimbru de întemeierea Moldovei. Ascunsă în simboluri sacre și tradiții populare, în datini și obiceiuri ale pământului ce-și găsesc analogii până în epoca neolitică, spiritualitatea formată pe teritoriul României a rămas aproape neschimbată pe parcursul a 8 milenii de existență. Ce bine e de noi că am rămas atâta timp înapoiați. Fără oralitate, tradițiile acestea nu se transmiteau până astăzi. Mai ales, deci, oralitatea asta cântată. Cum puteți să credeți că un anumit cântec s-a păstrat sau un anumit tip de cântec? Majoritatea colinilor sunt cântece rituale, se cântă la anumite sărbători, nu când sună. Și zic, în primul rând, nu trebuie să ne imaginăm că acest cântec a sunat în română de la începuturile lui, de unde va fi fost el. O limbă care de aceeași populație, după aia s-a mai schimbat limba, s-a mai așa. Cum zici să nu se schimbe la atât de muzică? E un cântec ritual care se cântă la solstițiul de iarnă. Deci sărbătoarea fundamentală pentru foarte multă lume din Europa, solstițiul de iarnă, era schimbarea anului, reînnoirea soarelui, etc. Și atunci se cântă. Un cântec de petrecere, de băutură, de ce vreți, îl cânți în fiecare zi, dacă vrei. În 7000 de ani tu poți să-l cânți de 70.000 de ori. Un cântec ritual îl cânți numai atunci, că dacă nu te trag babele de urechi. Pe ultima treaptă de inițiere în misteriile antice, treaptă pe care doar moșii se ridicau, trebuia să înțelegi o zicală. Oamenii sunt zei muritori, zeii sunt oameni nemuritori. E o reînnoire permanentă a matricilor neolitice. Zeița mumă, elementele de calcul lunar. Dacă nu reiei în mic istoria mare a omului, nu o să poți niciodată să te coci la nivelul civilizației din momentul în care trăiești. E puțin probabil ca ritualul nemuririi să fie un fapt real. Dar real este că oamenii pot face lucruri nemuritoare. Pentru că timpul este bunul cel mai de preț. La el ne raportăm cu toții în trecerile noastre. Civilizația Carpato-Dunăreană este un mare tezaur spiritual, nu al românilor, al Europei. E o mare cultură, sigur, o cultură orală. Aceasta este mult mai veche decât civilizația antică greco-romană. În România, de exemplu, s-a scos preistoria. Nu există. Deci nu există. Preistoria. Bine, sigur, din preistoar, din Franța, dar au luat partea peorativă, adică ceva înainte de istorie. Nu preistorie, altceva. Este o perioadă istorică care nu ține de clasicism, de perioada. Au luat partea peorativă a termenului, da? Și și-au permis, culmea, că dintre ei mulți mi-au fost studenți. 99% din istoria omului au scos. Nu, au scos 99% din timpul istoriei umane. 99%.